Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit! În cadrul acestui video vreau să vă arăt cum puteți crea un grafic al evoluției cu linii în Microsoft Excel 2010. Pentru acest lucru avem nevoie în prealabil de niște date. Eu am ales datele referitoare la populația Indiei, numărul de locuitori exprimat în milioane între anii 1955 și predicția pentru 2050. Haideți să vedem cum creăm acest grafic. Eu am ales modalitatea cea mai simplă, zic eu, și prin care nu puteți da greș. În primul rând, mergem la opțiunea din bara de sus, lângă Home, avem Insert. Facem clic stânga pe Insert și apoi clic pe Line și selectăm primul din stânga sus, cel mai simplu tip de grafic linie. Facem clic stânga pe acesta. Ne va apărea această căsuță goală. Facem clic dreapta pe ea. Și selectăm ultima opțiune, Format Chart Area, da? Asta pentru a formata. Pentru a selecta datele, vom selecta datele mai întâi și facem clic pe Select Data. Aici, în partea stângă, la Legend Entry Series, va trebui să selectăm valorile efective ale numărului de locuitori. Dăm clic pe Add, clic stânga. La Series Name facem clic exact pe căsuța unde scrie numărul locuitor milioane, iar la Series Values facem clic pe această căsuță din partea dreaptă unde ne arată o săgetuță și selectăm valorile populației, da, din cea de-a doua coloană, pornind de la căsuța cu numărul 2. Și facem clic pe Enter, după care dăm OK. Da? În partea dreaptă, la Horizontal sau Category Axis Labels, facem clic pe Edit, după care facem clic pe săgetuța din dreapta, unde ne dă dreptul de a selecta valorile. Și de la 1955 până la 2050, selectăm tot ținând clic stânga apăsat. Facem clic pe Enter și apoi pe OK. După care dăm din nou OK și în această căsuță mare la Select Data Source. Și avem graficul, da, evoluției populației din India în această perioadă. Putem să tragem mai mult de grafic. De sus, de la Design, putem să schimbăm formatul, da, putem avea un tabel cu valori jos, avem ceva în dreapta, putem să schimbăm culoarea, observăm de aici, putem să selectăm graficul așa cum îl dorim noi. Sper că ați înțeles cum se realizează, nu este foarte greu. Eu vă doresc multă sănătate și o zi cât mai frumoasă.